Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Roblox Extra, deoarece vreau să discutăm puțin despre Roblox Doors, un joc pe care îl iubiți și voi și un joc care a explodat efectiv în popularitate. Dacă ne uităm noi aici, aceasta este pagina lor oficială de Twitter, e un social media gen ca Facebook, ca Instagram, dacă nu știți, și ei postează aici și spun că Roblox Doors, vedeți mare pe ecran, este al doilea joc care strânge 1 miliard de vizite foarte, foarte repede, după Piggy. Deci Roblox Piggy, care vrea să fie o copie după Roblox, după Granny, pardon, după jocul original, l-au băgat pe ăsta și l-au numit Piggy. Țineți minte că a fost o întreagă nebunie cu Roblox Piggy. Ăla a fost primul joc care a strâns cel mai repede 1 miliard de vizite. Ei bine, acesta este după el în 94 de zile, uite că scrie aici, 1 miliard de vizite. Nu înțeleg exact de ce joacă lumea atât de mult? Nu prea înțeleg, adică nu știu, sunt puțin confuz. Am jucat și eu jocul, am reușit să ajung la ușa 100 și aproape am terminat jocul complet, dar după aia de ce îl mai joci din nou? Poate că îl joci cu prietenii? Spuneți-mi în comentarii. În fine, ideea e că urmează să vină un update destul de mare. A dat el niște coduri pe aici, parcă Roblox doar așa, thank you all so much, you never thought. Era un cod, dar nu mai știu care e, 1 billion, nu mai știu care era codul pentru ăsta. În fine, ne uităm noi pe pagina principală și pe 13 noiembrie, adică acum 2 zile, s-a postat acest trailer, nu știu câți dintre voi l-ați văzut deja, cu update-ul mare care urmează să vină pe Roblox Doors. O să ne uităm o dată full și îl comentăm după aia. Reguli. Mamă, se ascunde sub pat, ok? S-au schimbat regulile. Wow. Hotel plus update. Decembrie 2022. Let's go. Suntem la hotel. Îți mulțumim pentru 1 miliard de vizite. Foarte frumos din partea lor. Deci, s-au schimbat regulile. Vedem exact aici fața aia, care arată destul de interesant. Incantează ceva, nu știu ce face, legat cu lanțuri. Și o să vină noua hartă hotel, plus nu știu ce update, probabil funcții noi sau habar n-am. Îl dau puțin mai încet. Vreau să-mi spuneți dacă sunteți nerăbdători sau nu să jucați jocul acesta și dacă l-ați jucat vreodată sau nu. Noi avem vreo 2 episoade pe canal, 2, 3, poate și pe canalul principal, un episod, nu mai știu. Și zice că regulile s-au schimbat. Wow, wow, wow. Cum s-au schimbat regulile? Deci, e într-un spital, văd. O ușă cu un craniu, cred că era o cheie. Are lumânare. Tot așa pe întuneric. Cum adică s-au schimbat regulile? Cred că sunt animații noi sau ceva în update-ul acesta. Poți să te bazi în jocul normal sub pat? Că nu știu. Cred că poți, sau? Probabil am mai adăugat mici chestii pe aici pe acolo, animații gen sau feature-uri, lucruri noi, nu știu, rămâne de văzut. Roblox Doors. Păi, e tare mă jocul, n-am ce să zic, au reușit să facă ceva unic, așa, nu știu, din nicăieri, deci a bubuit rău de tot jocul ăsta Roblox Doors. 100 de uși, un concept tare, nu m-am gândit, chiar îmi place, chiar sunt nerăbdător. Apăsați pe butonul de like dacă sunteți nerăbdători și dacă vreți să jucăm Roblox Doors când vine update-ul în decembrie. Deci nu luna aceasta, luna viitoare, ne-a dat o dată exactă, nu știm. Poate să fie 31 decembrie, dar nu cred că e finalul anului, se termină și 2022. Deci probabil luna început de decembrie, aș zice eu, pe 10 decembrie, ceva pe acolo. Deci ar veni cam încă o lună, 25 de zile, ceva. Regulile s-au schimbat. Asta am vrut să vă arăt în mare parte. Așa, și uite că scrie aici mare, folosiți codul 1 billion visits. Deci intrați în joc și folosiți 1 billion vizite. Hai că intrăm și noi acum. Ia uite-l tată. E făinut jocul, mai ales cu prietenii să bagi. E făcut așa frumos, bă, și lobby-ul și tot. Hai să dăm pe Chopin și ne ducem la aici, scriem 1 billion visits. Bum. Gata. Zice că noi am primit 100 de astea, un revive și un boost și 100 de bănuți, gen. Tare sau nu? Păreri? Mă, ce skin-uri au moște aici? Da, mă, e ce trebuie jocul. Deci, acest videoclip a fost așa un mic update ca să vă
aduc la cunoștință de ce urmează să se întâmple cu jocul și noi ne auzim în decembrie cu noul update fresh.